Salutare lume, eu sunt Hețe și bine ați revenit la cariera noastră cu FCSB. Iată, avem și meciul în deplasare la CSM Politehnica Iași. Un meci care sigur ne va pune probleme asta și trebuie să fim atenți, să ne apărăm și să atacăm doar când avem nevoie. Hai să vedem și programul nostru competițional. Da, meciul cu Iași vine, urmează meciul cu Craiova acasă, iar marele meci în deplasare la Lazio Roma în Italia ne va aștepta un meci foarte, foarte greu. Vă dați și voi seama ce meci ne va aștepta acolo. Dar până atunci, haideți să ne gândim la meciul nostru, iată, primii în campionat după derbiul, umilința încasată de Dinamo de la noi cu 4-0. Avem primul 11, îl lăsăm așa pe acesta. Și astăzi să dăm drumul, da, prima partidă acasă la Iași, 18.000 de spectatori veniți. Într-adevăr, mereu când joacă Steaua, iată, foarte mulți fane roșii, albaștri pe stadion, echipamentele HD foarte faină, un stadion plin, mereu unde se duce Steaua, fiecare stadion este plin. Ok, hai să vedem și primul 11 al celor de la Iași, iată, un sistem de 4-3-1-2, joacă foarte ofensiv moldoven și clasicul nostru sistem 4-2-3-1 cu Harlem Neuer, cu eroul de la Dinamo, dacă vă amintiți și v-ați uitat la ultimul meci. Începe partida Denis Mann pentru Pintilin. Trebuie să atacăm de la stânga la dreapta și să profităm de momentele și greșelile lor. Iată, pe Neuer, nu trebuie să greșim noi. Moruțan este acolo, iată, un joc de pase foarte rapid al ieșenilor. Bălașa este acolo, o pasă oferă, o pasă pentru Bălgădean. Bălgădean degajează lung pentru Noire și iată o pasă pentru Moruțan. Avem posesia până acum, Momcilovic pentru Rusescu. Rusescu, meci slab făcut cu Dinamo, dar am zis să-l băgăm acum. Rusescu pentru Nedel cu o pasă cu exteriorul. Momcilovic este stăpân acolo, Moruțan. Moruțan, intervenție și nu este nimic, protejează bine fundașul ieșenilor. Iată pe ieșeni, vor să plece pe contraatac, au un joc foarte rapid de pase, dar Nedelcu se ruptă la mijlocul terenului, un șut în forța lui Nedelcu și iată, avem un prim corner în minutul 21, Moruțan trimite sus pentru Bălașa. Iată, foarte atenți moldovenii, foarte atenți, erau să o încaseze. Iată, din nou plecăm pe contraatac, dar blocăm foarte bine. Pintilie este deposedat aici în mod normal și iată o pasă periculoasă în adâncime. Bălașa! Cât de bine protejează Bălașa, trimite pentru Bălgădean, acesta trimițând foarte sus pentru Noire. Noire pentru Nedelcu. Nedelcu, nu trebuie să piardă baloanele Nedelcu, iată pe mână o pasă la mijlocul terenului pentru Pintili, o pasă greșită trimisă de Denis Mann care oferă probleme, dar Bălașa, nu știu de câte ori a intervenit Bălașa perfect în acea zonă, Planic destul de absent. Nedelcu trimite pentru Noire, iată combinațiile noastre acolo, iată un, doi frumos dintre Noire și Bălașa, Noire cu șut, apără. Da, este intervenție. Intervenția portarului ieșenilor. De altă cât de repede recuperăm, abia dacă le lăsăm să mai răsufle pe ieșeni și iată noi recunșut în destul de departe de cadrul porților. Iată o decașare lungă până la Moruțan. Moruțan iasă greșit și își recuperează greșeala Nedelcu. Iată, se termina prima repriză 0-0 în continuare, exact cum v-am spus, ne vor oferi multe probleme ieșenii, un joc rapid de pase care vor să ne surprindă. Iată și două schimbări între Cioinac și Rusu. Acum trebuie să fim și mai atenți pentru că Rusu este foarte periculos la finalizări, ne poate pune foarte multe probleme, dar iată cât de rapid recuperăm. Suntem nevoiți să întoarcem pentru Benzar. Benzar pentru Bălașa, Bălașa întoarce până la Bălgrădean. Nu prea avem soluție acolo și trebuie să ne descurcăm. Iată o pasă riscantă oferită pentru Momcilovic. Momcilovic până la Noire, nu i-a ieșit preluarea Bizon. A vrut să facă doar din corp acolo. Iată același Noire cu o pasă pentru Nedelcu. Nedelcu, o pasă înaltă foarte bună pentru Denis Mann, care acesta nu ajunge, din păcate, la balon. Minutul 60 în continuare, 0-0. Ce-i drept un scor care
Nouă ne aparține în deplasare. Da, în deplasare nouă ne convine. Ne convine acest scor, dar totuși trebuie să nu pierdem și cu toții ce periculoase este offside de acolo. Da, a fost offside. De a început și ploaia aici, asta, dar asta nu ne poate împiedica să continuăm, să luptăm, să sperăm în continuare la victorie, la victorie. Căutăm victoria, un offside aici a lui Denisman Moruțan. Cât de activ este Moruțan aici, iată-l, dar ratează și recuperează foarte bine și îndreaptă greșelile Moruțan. O pasă pentru Rusescu, care nu ajunge, de iată, face o greșeală acord, dar recuperează Ieșeni. Pintili, Pintili, Benzar. Benzar a trimis acolo pentru noi Red, dar cât de bine se descurcă moldovenii, cât de bine se descurcă. Iată-i, pericol, Planici calmează situația acolo, iată pe Benzar. Pe Benzar trimite o minge lungă pentru Bizon. Bizonul este la pressing acolo. Iată, din nou, avem din nou foarte bine mingea. Încet, încet începem să ne apropiem Rusescu. Așteptăm centrarea lui Rusescu. Dezamăgitoare, dezamăgitoare. Iată cât de trist este Raul Rusescu. O centrare dezamăgitoare centrată de el. Iată același Rusescu cu recuperare. În continuare scorul de 0 la 0, iată pe Ișin în atac, dar Momcilovic este stăpân pe acea fază și iată, cred că un ultim atac al nostru, acel de la FCSB prin Noire. Iată pe Noire ce viteză are Noire, dar a fost depozitat corect fără fault, același Noire și se termină 0 la 0, iată omul meciului Moruțan, da, chiar merita să fie Moruțan omul meciului. Un 0 la 0 obținut cu greu, chiar dacă este un egal cu greu obținut în deplasare și cred că suntem pe locul 2 în campionat. S-a încheiat și perioada de transferuri, iată, chiar pe 3. Ne aflăm chiar pe 3, deci suntem obligați să învingem Craiova la noi acasă, pe Național Arena. Suntem obligați. Bă, și haide să dăm drumul derbiului cu CSU Craiova. Am făcut doar o mică schimbare față de meciul trecut. L-am scos pe Raul Rusescu și l-am introdus pe Florin Tănase. Avem așteptări mari, avem nevoie de meci, un meci mare făcut de Florin Tănase. Iată un stadion plin, plin, plin. Iată primul 11 al nostru și iată ei au primit balonul. Și sunt foarte periculoși oltenii, vă dați seama și voi ce fotbal poate juca Oltenii, Mitriță, pericolul numărul 1 pentru steliștii. Iată-l pe Nedelcu. Nedelcu de poseda, Nedelcu, cât de bine se scurcă. Nedelcu, iată-l pe Noire. O, bară! Iată și ne oferă un corner. Iată, începem în forță această partidă. Începem în forță. Iată al Moruțan pentru Bălașa. Intervine Calancea, cred că e portarul lor, nu mai știu exact, nu m-am uitat. Momcilovic, o pasă pentru Noire, iată-l pe Noire cât de mult a coborât la mijlocul terenului. Știi că avem nevoie să ne apărăm, iată un 2 făcut perfect de Noire. Iată pentru Moruțan. Moruțan cu dribblingul Moruțan, dar a fost deposedat, nu prea a ieșit dribblingul acolo, dar iată-l pe Noire cu o scăriță, intervenție. Intervenția portarului lor, de iată că faza continuă aici, iată din nou. Doamne, Dumnezeule, ce intervenție a avut portarul Craiovei, ce intervenție a avut. Două șuturi blocate și două șuturi în forță. Avem în continuare corner, Pintili nu reușește să trimite, iată pe Momcilovici cu spațiu de șut, Momcilovici și din nou corner, iată viață grea. Trăiește portarul oltenilor aici, Pintili are, Pintili, Pintili reușește să marcheze, reușește să marcheze, Pintili, bă, fraților, foarte, foarte bine, iată, lăsată totală liberă acolo, Pintili și iată, bucurie mare pe Național Arena, cred că am revenit măcar pe locul 2 și să avem un moral bun înaintea marelui meci cu Lazio Roma care ne așteaptă acolo în Italia. Trebuie să alinem și 11 bun, dar până atunci iată cât de bine ne este jocul la mijlocul terenului. Oltenii nu mai sunt așa de motivați ca la început. I-au dărâmat golul lor, dar iată pe contraatac. Benzar, trec ușor de Benzar, Bălașa.
Bălașa, nu trebuie să treacă de Bălașa, Planici cu capul pentru Pintilin. Pintilin este stăpân pe situația acolo pentru Nedelcu. Nedelcu mai departe pentru Denisman. Denisman protejează foarte bine cu corpul. Trimite o minge pentru Bizon. Bizonul e la pressing. Bizonul e la pressing. Da, iată cât de bine fură balonul. Bizonul! Bizonul! Ce gol, ce golă! Bizonul, iată-l pe Bizon. Deci, iată-l pe Bizon. Cât de bine a furat balonul la coș și cât de bine a trimis-o direct în vinclu, fără răspuns pentru portarul lor, nicio intervenție a portarului de această dată. Iată, 2 la 0 deja și nici nu s-a terminat prima repriză, chiar dacă la începutul meciului ne-au făcut probleme, mari, mari probleme. Noi reușim să scriem de două ori într-un interval scurt și este foarte bine, dar iată pe Mitriță ce dribbling reușește acolo, Denis Man și este penalti. Nu așa, bă, Denis Man, nu așa. Iată ce partidă nebună, ce repriză nebună. Noi trebuie să apărăm penaltile. Puh, nici gând, iată cât de bine a trimis Renato Tapia. Nu trebuia să vină acest penalti acum, nu trebuia. Ne aruncăm pe colțul greșit, nu ne-am ales chiar atât de inspirație colțul, dar e bine că conducem în continuare cu 2 la 1. E bine că conducem și că nu am fost egalați. Iată, și se termină aici prima repriză. E destul de supărați suntem pentru că a venit acest penalti chiar când nu aveam nevoie. Putea să vină mai târziu, dar nu acum pentru că vor avea timp oltenii să mai ajungă la poarta lui Bălăgădean. Denis Man, nu-mi place ce ai făcut aici. Iată pe Tănase. Tănase pentru Pintilii. De la Pintilii pleacă toate construcțiile. De la Pintilii lucrează foarte mult acolo la mijlocul terenului. Iată pe Bizon. Recuperează foarte bine Moruțan. Moruțan, driblingurile sale. Moruțan trimite o pasă în adâncime. Nu, din păcate nu ajungem. Nu ajunge cu Bizon acolo. Tănase și la pressing. Iată deja 6 jucători în careulă oltenilor. Avem nevoie de gol. Avem nevoie de a marca din nou. Iată Bizon trimite o pasă pentru Tănase. Destul de slab Tănase aceea și îl vom schimba cu Alexandru Stan. Îl vom introduce pe Alexandru Stan aici în atac pentru că avem nevoie de evoluțiile sale sigure. Avem nevoie de evoluțiile sale sigure ale lui Alexandru Stan. Noiere din nou la pressing, Noiere. Cât de bine se descurcă Noiere cu șut! Oh, cred că a atins bara transversală. Cred că a atins, da, și iată, iasă Tănase, intră Alexandru Stan. Am tot dus pe Stan deoarece avem nevoie să ne apărăm mai bine. Avem nevoie de experiența lui Alexandru Stan pentru a ne apăra. Și totodată a ne atacat, că este foarte activ Alexandru Stan acolo în atac. Iată din nou pe Olteni, un dribbling, Bălașa, iată. Extraordinară Bălașa. Iată pe Olteni, nu se lasă Olteni, nu se lasă, nu se lasă așa ușor bătuți Olteni. Au prins curaj, au prins curaj de 10 minute în continuu, tot au jucat Noire de unul singur. Iată un dribbling spectaculos de Noire. Noire are viteză, are viteză, da. Nu, nu așa bă Bizonule, nu așa, păcat de dribblingul tău, nu prea a avut ajutoare Bizonul, nu a venit nimeni să-l ajute pe Bizon și e bine că conducem în continuare. Iată Nedelcu, o pasă greșită a oltenilor, Nedelcu pentru Noire. Noire a furat balonul Pintilii. Iată, îndepărtează destul de departe pericolul. Iasă portarul oltenilor. Dar din păcate nu reușim să ținem de balon. Nu reușim să ținem de balon și este foarte greu. Ne-a făcut viață grea cei drept aici oltenii. Noire. Da, se termină aici. Se termină aici și iată victorie. Victorie Olteni își pun mâinile în cap. Deși am fost înghesuiți în ultimele 20 de minute de joc, am fost înghesuiți în propriul nostru careu. Am reușit cu greu să ținem de rezultat. Am tras cu dinții de rezultat și am reușit victoria. Iată, Noire, cred că el a fost omul meciului și vine primul meci din revenim pe locul 2. Iată, Dunărea Călărași ce parcurs are în Liga 1 Betano. Și a mai revenit și viitorul, foarte bine, Concordia Chiajna pe ultimul loc și la fel și Dinamo pe penultimul.
Exact ce v-am spus, Dinamo nu trece printr-o perioadă așa de bună. Iată, urmează meciul european din Europa League cu Lazio Roma. Meci foarte, foarte greu acolo. Aici vom introduce pe Mihai Roman în locul lui Denis Man. Rusescu în locul lui Moruțan. Moruțan va intra în locul lui Tănase. Jucăm în atac. Stan intră în locul lui Momcilovici. Bălașa rămâne acolo. Da, lăsăm așa, după vom efectua schimbări pe parcursul partidei, să vedem cum vom evolua jucătorii. Iată, 57.768 de spectatori în stadiul de Olimpic Roma, full, full cap plin. Full tot stadionul, iată, foarte mulți și fanii roșii albaștri pe stadion aici. În Italia, la Lazio, primul în special celor de la Lazio, Ciro Immobile, iată, pericolul numărul 1, trebuie să ne apărăm foarte bine și noi rei și el este pericolul nostru. Iată, noi suntem primii, avem balonul, a început partida, atmosferă foarte, foarte incendiară aici în Italia. Roman pentru Stan, Stan pentru Moruțan, Moruțan, oh, Moruțan, nu trebuie să greșească acolo și iată, vor să plece pe contraatac, dar blocăm foarte bine Moruțan. Avem meci, așteptări mari de la Moruțan. Avem nevoie de dribbling-ul său, de forța sa a lui Moruțan. Planici pentru Rusescu. Rusescu pentru Noire. Noire a trimis o pasă greșită acolo, dar iată, sunt steliști mult la pressing. Da, sunt steliști mulți la pressing acolo. Presează foarte bine steliștii. Și italienii sunt înghesuiți în propriul careu. Dacă vă aduceți aminte, chiar am bătut și iată pe Noire un dribbling. Noire! Gol! Noire! Italienii la pământ! Iată surpriza! Steaua în Europa League! Surpriza noastră! Cât de bine a luat acolo Noire și am reușit să înscriem extraordinară pasă. Portarul nu a ieșit la timp și Noire a profitat. Deja conducem cu 1-0 minutul 18. Cred că nimeni nu s-a așteptat la asta, ce-i drept, nu! Nu se așteptau nimeni la asta, ca noi să conducem pe Lazio, chiar acasă la ei. Iată același Noire. Seliștii au forță, au prins curaj datorită golului lui Noire și nu trebuie să primim. Iată, întorc din nou acolo, Benzema trebuie să fie acolo, dar Bălașa este. Îl vom pune capitan pe Bălașa pentru că merită. Merită Bălașa să fie capitan. Moruțan, iată, îi fură balonul lui Moruțan, acolo italianului, dar într-o finală îl pierde Mihai Roman. Roman. Așteaptă centrarea bizonul acolo. Roman a faultat Roman. Da, a faultat bine, ce drept acolo și-a dat, are voie să faulteze. Același Roman. Pentru Noire, iată-l pe Noire. Noire aproape de dublă și gol! Harlem, Noire, Harlem! Iată-l pe Harlem, așa vreau Steaua. Iată, partidă de visă, intervenție, dar la al doilea șut nu a avut ce face. Iată, nici nu s-a terminat prima repriză și conducem cu 2-0. Conducem cu 2-0, Lazio Roma acasă la ei. La pământ italienii, la pământ cu ei, cu toții, Nedelcu. Nedelcu o pasă pentru Noire. Noire șutează, Noire în blocaj, bizonul, forța sa a șutat în blocaj, Moruțan destul de activ și iată pe steliști cât de mult aleargă, iată alunecă acolo italianul Noire. Se termină prima repriză, iată italienii și pun mâna în cap, sunt la pământ italienii, sunt la pământ, conduce cu 2-0, dubla lui Harlem Noire. Golgeterul nostru, nu vreau să fac schimbări acum, nu vreau, nu vreau. Începe a doua repriză, italienii cei drept sunt puțin mai motivați acum, iată, jucând și combinând foarte mult, iată, combină foarte mult italienii. A fost un fault acolo, da, iată, este fault pentru noi. Nu am crezut că am faultat noi, dar nu, este fault pentru noi. Pintilii este căzut acolo, Pintilii la pământ, dar se ridică capitanul Pintilii. Se lasă avantaj și este gol. Iată-l pe Alberto.
Da, eram sigur că vor marca italienii, eram sigur că vor marca, deoarece Pintilea a căzut la pământ și iată ne-au prins. Cât de bine ne-au prins, am încercat să faultez acolo, dar nicio șansă. Bălgrădean nu are nicio vină aici, cei drepte vina fundașilor. Și o luăm de la capă, trebuie să protejăm mai mult de balon. Rusescu. Rusescu întoarce foarte bine pentru Benzar. Benzar vine cu centrarea pentru noi, re intervenția fundașului. L-au luat cu asaltă fundașii italieni pe bizon și iată din nou șansa de gol. Șansa de gol pentru ei și intervenție bună. Intervenție bună și un foul destul de periculos în acea zonă. Nu trebuie să marcheze ei din lovitură liberă. Bine, 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 bine. Trimite peste poartă, iată. Destul de aproape de poarta lui Bălgrădean, destul de aproape. Conducem în continuare Lazio Roma cu 2 la 1. Iată pe Rusescu o pasă pentru Roman. Roman are forță, Roman și ține de balon. Roman concentrare, întoarce foarte bine. Dar Pintili, nu știu ce e cu Pintili. Ia să-l scot eu pe Pintili să-l introduc pe Tec și să rămână acolo la mijlocul terenului. Pentru că Pintili are nevoie de schimbare. A fost trântit acolo la pământ și are nevoie de schimbare. Veteranul nostru are nevoie de schimbare. Hai să dăm și noi balonul în afara terenului pentru a se efectua schimbarea. Ok, și haideți să intre Teixeira și să iese Pintili. Avem nevoie și de tactica lui Teixeira. Ce drept nu este mai bună Teixeira ca Pintili, dar a fost accidentat. Iasă și o schimbare la italien. Scorul în continuare cu 2 la 1. Sper să fim și lideri în această grupă dacă scorul va rămâne așa. Iată, a început și ploaia. Noire. Noire, destul de slăbuț acolo, Noire. Iată pe italieni cu toată echipa în jumătatea noastră. Toată echipa italienilor în jumătatea noastră. Iar noi trebuie să ne apărăm și un contraatac. Dacă am prins un contraatac bun, cum suntem acum cu jumătatea în terenul nostru, avem șansă mare de a marca. Iată, dribbling. Dribbling în fața lui Teixeira, bicicletă, Bălașa, stăpân. Stăpân acolo nu trebuie. Da, iată, contraatac. Noire. Nioere, nioere. Dar iată că se descurcă într-un final bizonul, reușește să ține de balon. Nu mai posteli și sunt dobărâți, sunt terminați Nedelcu. Abia dacă mai poate da minge. Iată o ultimă schimbare, tragă mult italienii de ei și noi foarte bine că strâm în jumătatea lor. O minge pentru Nedelcu, respinge fundașul lor. Nu se oferă prelungiri, iată foarte important că nu se oferă prelungiri, se lasă jocul să continue. Roman o pasă, o minge cu mult efect, trece pe poarta italienilor. Iată ce minge periculoasă a trimis Roman acolo cu foarte mult efect și se termină aici. Așa vreau, asta vreau, o victorie. Am reușit să batem Lazio acasă, le italienii. Terminați. Am terminat italienii și este foarte bine. Iată, Noire, omul meciului, dubla bizonului, ne-a ajutat foarte, foarte mult. Și iată, noi avem și posesia mai mult, avem 51 posesie, ei 49. Iată pe Roman, cred că este accidentat aici. Iată, mai departe va urma meciul decisiv pentru locul 1. Iată, suntem și pe locul 2 în grupă. Ajaccio este în fața noastră. Iată, a bătut cu 4-1. Ce meci au reușit ei. Dar și noi, acesta este un meci de poveste. Am reușit să batem Lazio Roma acasă la ei. Iată, urmează meciul cu Dunărea Călărașii. Meciul decisiv pentru locul 1, trebuie să batem Dunărea, dar asta va urma în episodul următor. Dunărea, Astra Giurgiu, acasă la noi, pe Național Arena, la fel și Estoril, tot acasă la noi, pe Național Arena. Iată, trei meciuri decisive pentru noi, care vor urma în următorul episod. Aici voi încheia și acest episod. Sper că v-am oferit spectacol. Dacă sunteți noi, abonați-vă. Toate cele bune, pa, pa!